Bună seara! Bună seara! Bună seara, vă mulțumim pentru intervenție. Când ați aflat mai exact că Cătălin Crișan a decis să divorțeze? Ați aflat de pe Facebook astăzi sau știați? Nu, am aflat astăzi de la cineva de la Click. M-a sunat cineva să mă întrebe dacă știu. Am spus că nu știu nimic. Bun. Și chiar am rămas foarte surprinsă în pofida celor declarate adinaur, chiar am rămas surprinsă. Mie nu mi s-a părut că ați fost foarte surprinsă, pentru că n-ați avut așa o reacție șoc. Doar mi-a zis atâta timp cât pe mine nu mă privește personal acest eveniment, de asta n-am rămas surprinsă. Și îmi spuneați că lucruri mai grave în toată lumea. Da, așa e, na, corect, dar îmi spuneați că de 2 luni nu v-ați mai întâlnit cu domnul Crișan. Da, nici nu mai țin minte când l-am văzut ultima oară. Oricum, odată când a venit probabil să ia copii și atunci a fost o discuție extrem de scurtă. Deci de văzut nu l-am văzut de foarte mult timp. Dar în discuțiile pe care le-ați avut cu dumnealui până acum, el a dat de înțeles vreodată că nu se înțelege bine în căsnicie, că ar avea probleme, că s-ar fi gândit să divorțeze, să se separe? Discuțiile pe care le aveam eu cu el de obicei erau referitoare la altceva, la copii, niciodată n-am comentat viața personală a unuia dintre noi. De ce credeți că a anunțat abia acum, după câteva luni de la divorț, da, dacă a divorțat în 2013, de ce a anunțat acum și de ce a ales o rețea de socializare ca să-și anunțe această separare definitivă? N-aș putea să vă răspund în locul lui la această întrebare. Așa la cum îl cunoașteți. Îmi cereți prea mult, deci chiar în ultimii 5 ani comunicarea dintre noi a fost minimă, în așa fel încât nu pot să vă spun ce s-a întâmplat. Cătălin Crișan, știm cu toții că avea sau are în continuare probleme cu jocurile de noroc. O pasiune de-a lui, să-i spunem așa. Credeți că această pasiune a condus la o ceartă cu soția lui, la un divorț, la o separare, la probleme în căsnicie? N-am nicio părere despre acest aspect. Rămâne de văzut dacă va... Într-o căsnicie pot apărea diverse motive. Nu știu ce ați cântărește mai mult sau mai puțin pentru ceilalți. Depinde fiecare în familia lui cum gestionează situațiile. Ceea ce pentru unul poate constitui o distracție, pentru altul poate să constituie o nefericire, nu? Dacă s-a despărțit în noiembrie de cea de-a doua soție, totuși din noiembrie până acum a încercat să ia legătura mai des cu dumneavoastră sau cu copiii? Nu. N-am observat niciun fel de schimbare în ultimii 5 ani, adică din noiembrie chiar rămân foarte surprinsă. Aveți de gând să-l sunați? Nu, de ce? Sau să-l întrebați dacă e ok, nu știu. De ce să-l sună? Să le întrebați, nu știu, ești bine, nu ești bine? Poate e supărat. Poate e supărat, da. Cu siguranță este supărat și cu siguranță că n-a fost fericit din moment ce a hotărât să facă acest gest. Credeți că poate fi vorba despre o a treia femeie? Iar îmi cereți imposibil. Eu am zis a treia pentru că am numărat soțiile. N-am cum să fac asemenea presupuneri. N-am cum să fac pentru că nu știu care dintre ei a făcut primul pas. Sunt doar niște supoziții și nu mă ocup cu așa ceva. În ultimii 5 ani v-ați văzut vreodată și toți trei? A fost vreo conjunctură? Dacă vreți, luând și lăsând copiii. Mă întrebam dacă a fost vreo conjunctură la începutul perioadei relației dintre ei, căsniciei și apoi au... Prezența alături de ea a fost din ce în ce mai rară. Nu a fost nicio conjunctură, nu. Mulțumim frumos pentru această intervenție. Poate va anunța până la urmă Cătălin Crișan adevăratul motiv al acestui divorț.